Doamnelor și domnilor, am revenit cu partea a treia a emisiunii Se întâmplă la USV. Pentru cei care au deschis televizorul mai târziu, vă spun că în studio alături de mine se află conferențiar universitar dr. Bogdan Popoveniuc, coordonatorul proiectului Etică și integritate academică de excepție în cercetarea științifică și actul didactic și Ingrid Ros, student în anul 1 la master la programul Management și Administrație Europeană și Roxana Ivan, student în anul 1 la master la specializarea Drept European. Roxana, vorbeam pe pauza de publicitate și spuneai că acest curs de integritate, de etică și integritate academică ar trebui totuși introdus de la o vârstă mai fragedă, de la liceu chiar poate, pentru că astfel se vor familiariza cu informațiile mai din timp. Da, eu consider că poate e așa un mic opțional introdus de la liceu sau de la gimnaziu chiar. Ar fi mult mai bine pentru că, așa cum spunea și domnul profesor în partea cealaltă, a susținut că noi ne-am format odată cu evoluția tehnologiei și atunci e o chestie normală să faci lucrul acesta, dar dacă ai fi învățat de mai de mic să știi că nu trebuie să faci lucrul acesta, să nu-ți însușești lucrurile ale altora și așa mai departe, cred că ar fi un plus pentru studenți și nu ar face lucrurile doar pentru că se bagă lucrarea în plagiat, doar pentru că trebuie să se întâmple asta și pot interveni consecințe negative asupra lui, ci pur și simplu să vină așa din interior, să vină normal. Adică, cred că ceea ce vrea să spun este că studenții nu o să mai fie bucuroși când pur și simplu le vor ieși 9% la plagiat, pentru că nu limita de cantitate contează, ci modul de realizare a tezei. Da? De exemplu, în cazul specializării celor două studente, această limită, din experiența proprie, este chiar relativ greu de atins, odată ce am de-a face cu un limbaj specializat, același lucru se întâmplă în științele naturii, același lucru se întâmplă în medicină, adică libertatea de exprimare, libertatea de expresie nu este chiar atât de mare. Și atunci una din probleme nu este să limităm plagiatul la nivel de formă, cât la sută ție, să mai ales nu e vorba de plagiat, este vorba de similitudine în ceea ce înseamnă cuvintele și expresiile, pentru că aici o carte publicată anul acesta l-a descoperit și pe Shakespeare că a plagiat dintr-un confrate de-a lui mai puțin cunoscut, i s-a descoperit manuscrisul și pe baza unui soft puțin mai performant de identificare a plagiatului s-a găsit sursa 8 sau 9 dintre operele sale, dar aproape că nu se poate pune problema de plagiat, da? Pentru că odată vorbim de o altă epocă în care artiștii construiau pe spatele celor dinainte, da? Că așa dacă luăm pe Handel ar trebui să-i cenzurăm peste 60% din operă, pentru că a preluat, este cunoscut în domeniu ca fiind cel care a preluat major de peste tot, dar odată ce ai dat o altă expresie, da? Nu justifică, dar a adus o plus valoare economic. Faptul că, să revenim la exemple mai recente, Vanilla Ice în Ice Ice Baby îl plagiază complet o bucată din SOS al lui Pink Floyd, deja putem să ridicăm o problemă, pentru că aici avem de a face cu produse care se vând, intrăm pe drepturi de autor, dar în același timp rămâne expresia. Nu cred că fanii Vanilla Ice, mulți dintre ei au ascultat Pink Floyd și atunci acest remaster aduce o altă formă de exprimare. În schimb, când am de a face cu o lucrare științifică în care eu vreau să prezint o teorie, o idee, o argumentare, o perspectivă, repet, nu neapărat, noutatea poate să constea nu în material, ci poate consta în perspectiva în care este apus, dar acea perspectivă este argumentată, nu este pur și simplu o compilație de citate. În acel moment, identificarea surselor, dacă există, devine obligatorie.
Pentru că este o problemă de onestitate. Iar ăsta e lucru care trebuie educat. Și anume că inclusiv a luat de pe internet înseamnă, în cazul în care folosești mai departe, nu pentru tine, înseamnă a fura, de fapt, munca altă. Dar, de exemplu, sistemul antiplagiat este folosit doar la lucrările de licență, dizertație, presupun, nu la fiecare proiect pe care vi-l dă la facultate, nu? Poate dacă s-ar folosi mai des acest sistem, ar fi sancționați? Aici diferențele țin de universități. În universitățile occidentale, de exemplu, ele sunt folosite inclusiv la referatele. Deci dacă vizează, referatele sunt realizate pentru obținerea unei note, nu contează dacă e intermediară sau notă finală, referatele sunt trecute. În cadrul USV nu este precizat în regulament, dar fiecare cadru didactic are userul și parola pentru, are contul său pe programul de antiplagiat folosit și multe dintre cadrele didactice folosesc chiar și pentru referate. Înțeles. Fetelor, voi sunteți un exemplu că nu vă rezumați doar la orele de curs, ci vă implicați și în activitatea extracurriculară, chiar și de cercetare din cadrul universității. Cât este de important să se implice studenții în activitatea de cercetare și voi de ce ați face-o? Eu consider că e foarte important. Până la urmă, orice chestie, nu neapărat chestie, orice experiență extracurriculară sau ce ține în legătură cu facultatea și nu numai, e un plus pentru tine ca persoană, pentru dezvoltarea ta și nu numai. Iar activitățile de cercetare le consider foarte bune. Eu pot să dau un exemplu în ceea ce mă privește pe mine. În primul an de facultate am văzut, doamna era pe atunci, făceam parte din Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică și prin intermediul doamnei decan Carmen Ostase atunci era un proiect de cercetare pe tot așa, dar era unul micuț și mi s-a părut foarte interesant și am avut ocazia să particip și nu pot să spun că nu m-a ajutat și mai încolo. Am putut lua, cum se spune, interviuri, am putut interpreta anumite chestionare, am putut interpreta interviuri și nu numai, dar pur și simplu că am participat la acea activitate, eu mă consider, nu știu, mult mai câștigată decât dacă aș fi stat acasă și m-aș fi uitat la un serial. Și atunci mi se pare un plus valoare pentru oricare student care își dorește să facă asta. Și în prezent totul se rezumă la bani. Sunteți remunerați financiar, adică vă stimulează în vreun fel? În cadrul facultății noastre există burse speciale pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat. Cuantumul acestei burse este semnificativ de mare și consider că oricare dintre noi, mă refer aici la studenți, ar putea să se implice în cercetare. Chiar dacă este remunerat, chiar dacă nu, pentru că ceva ce... Eu ce pot să spun că am observat e că anul trecut poate că nu era așa mare bătaia pe bursele de voluntariat și inclusiv pentru cele extracurriculare și că anul acesta toată lumea a început să întrebe, având în vedere că da, banul e foarte important și au văzut anul trecut, cel puțin la noi la facultate, așa s-a întâmplat și acum toată lumea pe timp de vară și la admitere, dar nu facem voluntariat, dar nu participăm la conferințe, dar ce se mai întâmplă? Da. Și normal că acum chiar în perioada de depunere a dosarelor de burse să fie o aglomerație la secretariat. Domnule profesor, motivația financiară să fie o cauză a creșterii nivelului activității de cercetare în universitate? În ceea ce privește studenții. Eu prefer să cred că nu doar acest aspect, ci datorită faptul că studenții au ajuns să se implice din ce în ce mai mult în activitatea de cercetare, se datorează pe lângă acestui stimulent cu universitatea, faci parte din societate,
societatea este orientată financiar, deci asta denotă pe de o parte efortul universității de a putea atrage fonduri pentru a putea răsplăti munca studenților, dar în același timp, din punctul meu de vedere, reflectă o maturizare a universității noastre, care a înțeles că trebuie să îmbine partea didactică cu cea de cercetare și să-i atragă pe acest student încă din primele etape, tocmai pentru a-i forma. Ascultându-le ceea ce spuneau cele două studente despre activitatea de cercetare, stăteam să mă gândesc avantajul cel mai mare al implicării studenților de la cele mai fragede vârste în activitatea de cercetare este până la urmă tot o componentă etică, un element etic. De ce? Pentru că cercetarea te obligă către dezvoltarea unei perspective obiective. Obiective înseamnă urmărirea adevărului. Nu poți să înfur căciula, pe nu poți să fac cercetare. Indiferent că e vorba să descoper ceva sau să inovez ceva, eu trebuie să urmăresc niște reguli și să-mi însușez niște metodologii. La fel cum trăirea religioasă nu o ai învățând pe de-a rostul textele sfinte, ci practicând religia, același lucru se întâmplă și în cercetare. Eu degeaba învăț metode de cercetare, le tocesc și iau 10 la examen. Practicând, îmi dau seama de greșeli și a lucrul acesta se întoarce benefic asupra mea, pentru că eu dezvoltându-mi această valoare obiectivității, eu urmăresc adevărul, eu urmăresc să fiu corect, eu urmăresc să fac lucrurile cum trebuie. Lucrul acesta nu are cum să nu-și pună amprenta asupra personalității mele de zi cu zi. Adică îmi va fi mai greu să înfur căciula în viața de zi cu zi dacă eu sunt conștient de lucrul ăsta, că făcând un anumit lucru, practica este incorrectă. De ce? Pentru că eu, la USV, la mine, la universitate, eu am făcut cercetare și știu că acolo nu am cum că mă păcălesc pe mine dacă nu fac lucrul ăsta. Și atunci, cel mai mare avantaj din acest punct de vedere, dincolo de recompensele financiare, s-ar referi la acest aspect că cercetarea formează caracter. USV pune la dispoziție pentru cercetare și o infrastructură pe măsură și bine în sprijinul atât a cadrelor didactice cât și a studenților cu laboratoare, da, centre. Din acest punct de vedere, ultimii ani, bine, de 15-20 ani, mai au aminte cu 17 ani când am venit la USV, care era abia la început, progresele sunt aproape de neimaginat, având în vedere că Universitatea Ștefan cel Mare este o universitate comprehensivă și avem de la științele omului, științe umanistice, științele naturii, până la tehnologie, fiecare domeniu, fiecare ramură cu necesitățile sale, iar mai ales tipurile de cercetări care se fac pe tehnologie, cu nanotehnologii. Cine ar fi spus acum 20 de ani că la USV s-ar studia nanotehnologiile? Care este direcția activității științifice la USV? Din nou, urmarea conduitei etice mă împiedică să dau un răspuns precis, deoarece nu dețin această informație pe ansamblu universității. Pot din nou să spun, din perspectiva relațiilor pe care le am cu colegii de la toate facultățile din USV, este că există eforturi, se fac eforturi în permanență pentru ca cercetarea se desfășoare la nivelul și pe tematicele care la ora actuală sunt de interes la nivel european și internațional, și în același timp utilizăm, pentru că chiar și metodologiile se schimbă, ceea ce metodologii care erau considerate obiective sau cele performante la un moment dat, este posibil pentru ca în perioada următoare, peste 15 ani, să fie modificate, iar aceste eforturi, și nu doar de a face cercetare individuală, cercetătorul singuratic, ci de a atrage finanțare și de a face pe proiecte, pentru că atunci, având și infrastructura, poți să realizezi și astfel cercetări. De exemplu, hai să spunem că la un cazul colegilor din științe umaniste, aspectul financiar nu este relevant, dar la ora actuală, la nivel mondial, nu poți face în tehnologii cercetări dacă nu ai aparatura. La fel, în domeniul științelor medicale, dar, dacă tot suntem la acest capitol, pot să spun și în domeniul științelor umane și a științelor sociale,
apare o problemă și aș profita de această ocazie ca să ridic iarăși o problemă, dacă îmi permiteți, legată de subtilități în ceea ce înseamnă integritatea academică. Da? Pentru că dacă luăm modul de organizare al sistemului academic la nivel internațional, accesul la cercetare, la articole, la baze de date, se face contra cost. Noi trăim în societatea cunoașterii. Accesul la bazele de date comprehensive, în care articolele necesare pentru studiu sunt clasificate pe termen cheie, astfel încât căutarea să fie ușoară, iar informația științifică este imensă la ora actuală, referindu-ne strict la acele reviste care au peer review, sunt cotate ca fiind de încredere, creează un sistem de inegalitate. Pe de o parte vorbim de societatea cunoașterii, pe de altă parte numai cei bogați își pot permite să ofere acces la cunoaștere. Sociologul Merton spunea, numea acesta, efectul Matei în academie. Adică cine are, îi se va da, cine n-are, îi se va lua. Și dacă vreți să vedeți pentru public până unde pot să meargă lucrurile, cred că în 2013, dacă nu mă înșel, este cunoscut cazul lui Aaron Schwartz, un activist, un bun informatician, la 14 ani deja fusese cooptat să lucreze, îmi cer scuze, o chestiune legată de informatică, da? Dar ceva care este folosit pe scară largă. De la 14 ani era în echipa de lucru, un FID, dacă mi-aduc bine aminte, și care era un hacktivist, pentru, de hacker activist în traducere, și scriitor și poet, pentru sistemul deschis, pentru cunoaștere, și a fost prins downloadând de pe o importantă, dintr-o importantă bază de date JSTOR, de pe serverele MIT-ului, articole pentru a le disemina apoi la liber pe internet. Așa a fost prins, a fost condamnat undeva la 35 de milioane pedeapsă, 40 de ani închisoare i s-a propus, așa, până la urmă s-a sinucis. MIT-ul, JSTOR-ul și-au retras, a fost o întreagă tevatură acolo, pentru că într-adevăr ajungem să vedem cum progresul moral, progresul etic nu ține pasul cu progresul tehnologic. Dacă o luăm la nivel de sistem, aici cauza pentru care el milita părea o cauză dreaptă. Numai de vreme putem lua situația de săptămâna trecută, din nou dacă nu mă înșel, cu poziția lui YouTube față de schimbarea legislației pe problema drepturilor de autor, în care YouTube-ului, firmelor care găzduiesc astfel de conținuturi, li se cere să-și asume responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor de autor. Evident, cu asemenea măsură nu convine YouTube-ului, care îi convine să încaseze banii de publicitate, iar responsabilitatea pentru conținuturi să fie autorului. El vine, șterge, nu are nicio responsabilitate. Dar în același timp, dat fiind că această platformă, care îi bănuiesc este arhicunoscută, se declară că este pentru popularizarea informației, nu pune problema faptului că este interzisă downloadarea de pe YouTube. Chiar și pentru scopuri educaționale nu ai voie să downloadezi, motivând pe drepturi de autor. Adică vedem că avem de-a face cu un dublu discurs, exact ca în politică, al acestor companii, în cadrul căruia se susține faptul că respectiva companie promovează niște valori, urmând, având în spate de fapt o altă agendă, dar în momentul în care ajunge să fie pus în faptul împlinit, da, tu promovezi această idee, păi atunci asumă-ți responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor de autor, în momentul acela dă înapoi și justifică tot cu valori, că discursul care l-am văzut cel puțin al YouTube-ului era foarte frumos, că asta va împiedica oamenii să mai împărtășească informația și așa mai departe.
omițând tocmai faptul că iau un monopol și exercită o cenzură asupra acestui conținut. Eu însumi am avut de câteva ori ocazia, căutam niște documentare foarte bine făcute de către respectivii autori și am vrut să le downloadez în scop educațional. Cum nu am putut, am încercat să iau lectura cu autorii, nu am putut, așa că au rămas acolo. Așadar, cum ați menționat la început, etica se regăsește în toate domeniile. Timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru participare și, fetelor, vă urez mult succes în noul an universitar, iar noi așteptăm invitația la inaugurarea laboratorului de bioetică. Da, mulțumim. Noi vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Se întâmplă la USV. Până data viitoare, numai bine!